În toate colțurile casei se vorbește despre Gabriel și despre faptul că a venit la fete. Sunt nemulțumiri din toate părțile. Spunea Ionela că nu s-ar fi gândit vreodată că se va întâmpla așa ceva, că e foarte ciudat. Apoi vorbea cu Isabel că băieții de fapt nu știu unde este Gabriel. Li s-a spus că va pleca într-un loc secret și că de fapt a fost adus în casa fetelor, iar băieții probabil credeau că a fost trimis acasă. Pe terasa fetelor, din nou, nemulțumit, spunea Ramona că ea de nu știu câte ori s-a trezit cu sânii pe afară în timp ce doarme. să zicea că nu îi se pare normal din niciun punct de vedere și Andrada destul de revoltată și ea a spus pe păi, normal nu e nimic normal, este anormal tot ceea ce se întâmplă. Eu nu am venit aici să fiu supusă unor astfel de situații. Nu mai zicea Andrada ce m-am enervat și toate fetele și-au schimbat dispoziția, sunt foarte supărate, revoltate, triste.